Problema lipsei foselor septice sau a depozitării necorespunzătoare în gospodăria gunoiului de grajd reprezintă o problemă și în județul Sălaj, potrivit lui Călina Antal, directorul Oficiului pentru Studii Pedologice și Agrochimice Sălaj. Călina Antal a spus că în cele mai multe cazuri, nitrații și nitriții ajung în fântânile sălăjenilor din mediul rural, în primul rând din cauza inconștienței. Antal a explicat că lipsa foselor septice în gospodării reprezintă o problemă gravă, care de cele mai multe ori poate pune în pericol nu doar sănătatea oamenilor, ci și cea animalelor din curte care bea apă infestată. Mai mult, a spus Antal, oamenii cred că prin fierbere apa scapă de nitrați și nitriți, dar nu este așa. Concentrația de urină crește în apa fiartă. În opinia lui Călin Antal, izolarea și construcția foselor septice pentru depozitarea și păstrarea gunoiului de graj din condiții sigure reprezintă doar câteva soluții pentru prevenirea contaminării apei. Directorul Oficiului pentru Studii Pedologice și Agrochimice Sălaș, Călin Antal, a mai spus că fenomenul alunecărilor de teren poate fi pus și pe seama distrugerii sistemelor de drenaj construite cu decenii în urmă în majoritatea zonelor din județ, dar și lipsa unor drenaje noi, absolut necesare pentru evacuarea apei din zonele cu risc de producere a alunecărilor de teren.